prietenul. Da, Jane Coțofană. Și că prietenul, dar vine să mă iuțească, să-mi dea o trăvuri. Așa este, bă, dar doi veni, nu eu am venit. Stai un pic, hai să te iau așa în brațe. Stai un pic așa să te vadă, să vadă lumea aici. Poliția muzicii, agent Coțofană, pentru că dacă căutați pe YouTube, vedeți că omul are un canal de YouTube de foarte mult timp, unde face o analiză foarte clară a videoclipurilor. Ia un loc aici. Ce face ce prietenul nostru Coțofană? Nu știam de ce, adică m-am gândit așa când m-ați chemat că... Da, de ce te-am chemat? Nu, m-am gândit, fii atent la ce m-am gândit. Acum vreo 2-3 zile, da. Acum vreo 2-3 zile au fost Doc și cu Cristi Mitre, da. Și au vorbit de Survivor și da. Mă uitam. Da. Zic, bă, de ce nu m-a chemat pe mine că eu îmi dau doctorat în Survivor? Nu cred. Dacă mă întreb, știu orice. Așa bun ești? De ce? Băi, și peste 2 zile, pac, mă sunați să vin. Zic, băi, trebuie să fie ceva telepatie. Dar ți-ar plăcea să te duci la Survivor? Da, bineînțeles, cum nu adică? Cred. Da! Tu ești și bun, ești și sportiv, ești și tot ce trebuie. Da! Sportiv, mai mă, că ești, ești, am văzut eu și pe Instagram, dacă căutați Coțofană pe Instagram, are și poze la bustul gol. Nu mai am de mult. Le aștept? Nu, n-am mai făcut recente, că... Între timp am mai pus, am mai slăbit. Deci, oameni buni, prietenul Coțofană, un om în industria asta de ceva vreme, va răspunde la întrebările picante. Ideea e felul următor. Întrebarea o citești în gând. Răspunsul dai cu voce tare, orice ar fi. Da. Dacă mănânci iute, nu citim întrebarea și lumea nu știe de ce ai dat răspunsul ăla. Dacă mănânci iute, citim întrebarea și lumea află de ce ai spus ce ai spus. Bine. Când începem? Cum facem? Gata? Da, tu ții minte că, da, tu știi că regulile astea ar trebui să le știi, că tu ai fost atunci când eu eram acasă și tu erai cu Andreea Marie. Cu Andreea, ce ține minte. Da. Da, știu regulile, am și gustat atunci din ceva sos, dar parcă erau mai puține atunci. Da, da, da. Și oricum, atunci ălea erau foarte puternice, astea sunt foarte light. Da? Nu știu ce drăguț. Ia să vedem. Stai mă, că vreau să mai fac și o reclamație întâi și întâi. Opa, reclamație? Da, reclamație. Greta deschide dosarul cu șină. 30 de secunde durează. Da, da. Unde este colega ta, Cristina? Care șoulea? Da. Este în redacție, de ce? Pentru că, pentru că știți ce a făcut? Ce m-a prins la festival. La să-mi care ia, la Massif, așa? Da? Să-mi ia interviu la 1 noapte. Și? Păi eu până la 1 noapte adusesem lupte grele. Corect. Cum poți să-mi iei tu mie interviu? La n-am putut nici să o refuz, că e drăguță, e frumos și că nu știu. Da, băi, da, am da, stat 3 zile cu o frică, zic, ce o fi zis? Cum o fi fost? Tu... Și te-a tăiat, nu te-a dat? Nu știu dacă m-ați dat sau nu. Zic, da, zic, nu mai fac așa. Deci cred nu mai fac că așa și ei a părut rău după și a zis, hai că nu o să-l dăm pe Coțofană la televizor. Gata, hai, hai să ne iuțim. Greta e stoardeza noastră. Da, gata, gata, gata. Ce, gata, eu vreau să citesc. Hai, ia citește, în gând. Răspunsul dai cu voce tare, orice ar fi. Și vedem dacă mănânci iute sau nu. Punem puțin sos, puțin. Gata, știu. Uite. Știu. Dar vezi că nu merge cu glumițe. Nu. Uite, am pus puțin. Dar primul așa care îmi vine acum în cap. Trebuie, stai să văd. Câte trebuie să dai? Unu. Unu. Un nume. Unu. Horia Brenciu. S-au auzit tribunele. Pot să explic după aia? Citești sau mănânci iute? Citesc. Citește. Dar zic și de ce. Bă, citește. Care a fost cel mai nesuferit invitat la matinalul de la radio? Și am spus Horia Brenciu, dar zici de ce? A. Pentru că tu nu mai vorbești. Când a intrat Horia Brenciu, la revedere, în sensul ăsta nesuferit, că nu păi mai da, ai loc. Exemplu, și Florin Piersic vorbește mult, dar nu-l cad. Florin Piersic n-a venit la radio, am vorbit doar la telefon. Bun, în sensul ăsta, da. Mă, dar Horia e bun. Da, absolut. Nu ai vorbit nimic, a? Nu, nu, am stat, am dat bună ziua și am zis la revedere după așa. S-a terminat emisiunea. 2 ore jumătate mai târziu s-a terminat emisiunea. Doar 2 ore jumătate mai târziu. Domnul Horia, te pupăm, ai grijă de tine oriunde ai fi. Să știi că acela a fost la sosurile astea. Ba da, a luat doar o buletă, n-a prins sosurile, a prins doar o fracție din sosuri. Îmi place, mă, de Coțofană. Vezi că ne-am crezut că o dă după gar. Nu, mă, Coțofană e... Nu, mă, eu zic, eu zic, eu zic. Zice, e bun. Dar aș vrea să mănânc și... Nu, las că mai ai timp, crede-mă, sunt multe întrebări. Poți să mănânc și pauză, nu-i problemă. Uite, vezi, mă, uite câte sunt. Asta. Uite aici, multe. Zi. Stai așa să... Poți să faci top 3 dacă vrei, sau dacă ți-e mai ușor. Top 3? Nu, păi ce-i mai greu? Păi de-asta, e cu nume, hai. Da, ceva să... Ceva să doară. Nu, ceva nu? Să știm. Pe cineva să știți? Da, adică să știi telespectatorul nostru care se uită la emisiune.
pe cuvântul meu, dacă îmi vine acum în cap cineva... gata, știu! Hopa! Ca să fie bine pentru toată lumea? Ca să nu fie rău? Da. Și că o știe toată lumea, că ai zis cineva să știm. O fată? Da. Zi. Veverița. Nu ai mă cum să pui așa ceva. Ei, ce să zic cu nume? Păi da, mă, dar nu, persoanele din... rudele de gradul 2 până la rudele chiar, de gradul... Crezi asta? Chiar crezi asta? Nu cred asta. Păi atunci să am vrut să vă fentez. Hai că nu merge. Că ea nu se supăra pe mine, știi? Nu e adevărat. Veverița noastră, Mădălina. Nu. Deci nu mă las și cu om. Corect. Aoleu, Coțofană la sosurile picante. Haide, Coțofană, băi, hai. Asta este foarte greu în momentul acesta, că nici nu mai sunt conectat la industrie. Înțelegi? Da, gata. Zic imediat pe cineva. A dat, hai zi. Păi stai, mă. Stai, mă, că... Hai, mă, stai, nene, mă, că nu... Mă. Diana Stanciu! Cine? Nu? E, zic Stanciu. Bine, nu? Ca program mă refer. Diana Stanciu, poftim! Asta crezi tu? Da. Nu cred, bă, ești nebun. Păi zic și de ce. Citim sau nu citim? Citim. M-ai luat prin surprindere. Și zic și de ce. Zi. Numele celui mai lipsit de umor prezentator de la radio. Păi ea nu trebuie să aibă umor acolo. Ea are o altfel de emisiune. Are o emisiune pe sentiment, pe emoții, pe empatie. Nu trebuie să facă glume acolo. Și deci ea nu își arată umorul acolo neapărat. Trebuie să recunoști, nu? Că vocea e recunoscibilă la radio. Superbă, și... n-am ce să zic. A, da, aici ai jucat-o frumos, n-ai făcut. Adică că nu trebuie să facă emisiune, bancuri. Aia nu e emisiune de umor. Deci vezi tu aici... nu se supără nimeni. Deci, bă, dar nu încerca să fetezi întrebările acum. Că te dăm în judecată. Bună, Liana! Te pupăm și te salutăm. Deci, practic, n-ai fost nominalizată cum ar veni. A găsit el o portiță. A găsit o fisură în legislația noastră de la sosuri. Hai. Până te gândești repede, spuneam de ce râdeam mai devreme. I-am zis lui Busu ceva mai devreme cu asta, cu facerea de bine și a mai continuat. Și a dat un telespectator și a zis, Măruță, ai grijă că poate-ți răzbunde un maghiar. Și aici e altfel la facerea de bine. Așa. Păi nu pot să zic, doamna producător, că ne oprește emisiunea. Zic eu dacă vrei, că eu să-i să zic lucruri. Da, exact. Bun. Zi. Cât trebuie să dai acolo? A, un nume. Păi, mă crezi că nu... Mă crezi că nu... Hai, mă, nu te cred. Nu se poate, pe bune, băi. Nu! Hai, mă, ei, na. Bine, eu ce să... Păi trebuie să-mi definești un pic un cuvânt de acolo. Ăsta. Păi las că-l definim noi după aia. Tu spune numele. Dar de ce nu mă credeți că nu am... Nimic? A? Nimic? Nu, foarte... Așa, ceva un pic. Ceva un pic, așa? Da. Ceva un pic? Un pic, un pic. Ieșit la suc se pune? Da. Da. Se pune? Da. Ieșit la suc se pune? Da. Bă, da, atâta. Da, mă, pe zi. Pe cuvântul meu. Zi. Zi, da. Eu nu știu despre ce e vorba, dar... Nu, citesc oricum. Da, zi. Ami. Ami? Am ieșit la un suc cu Ami odată acum 10 ani. Deci întrebarea era, spune numele unui femei din showbiz cu care ai ieșit la un suc și după aia te-ai dus pentru o noapte fierbinte acasă și presa nu a aflat. Bagă, bagă din top. Nu e, ci că o aventură cu o fată. Asta din... era. Na, nu, dar nu e aventură. Am ieșit așa cu 100 de ani. Bine, perfect, atunci hai jocul pe asta. Mai, cred că 10, nu, ai nu 10, dar 7-8 ani sigur. Hai, nu știu. Hai, hai, repede. Te pupăm, Ami, fată talentată și frumoasă. E, păi e ușor aici. Zi. Cristina Ih. Cristina Ih? Citim? Da. Hm? Da. Dar nu e ca și cum nu toți n-am vrea chestia asta, adică citește. Aici ai întâlnit, da, și eu. Nu? Ce femeie din showbiz românesc ai vrea să ai o aventură de o noapte dacă ai ști că nu s-ar afla? Cristina, dar și dacă s-ar afla, nu cred că... Nu mi-ar strica. Știi ce zic? O reclamă. Da, da, exact. Și Cristina, femeie superbă și... Păi aia zic, nu-i chiar. Poftim. Nu e ca și cum... Asta? Ia. Există?
Hai, Coțofană, hai să ne mișcăm cu talent. Îndrăgostit? Stai că m-am scăpat. Da, m-am scăpat, m-am scăpat, ce vrei? Înțelegi tu acolo, hai. Hai. Da, știu de cine. De cine, zi. De... Andreea. Care? B. R. Clea. Perecla, nu? Nu. Nu. Ci. Tim? Ci Tim? Dacă, păi, nu m-ai întrebat când. De ce vedete din showbiz românesc ai fost îndrăgostit, dar nu ai avut niciodată curajul să-i mărturisești? Da, când eram mic, mă, ce am, uitam la știri, nu înțelegeam nimic. Dar îmi plăcea de ea. Păi și acum e frumos. Andreea Bereclanu. Andreea Bereclanu a fost și ziua ei la mulți ani, o femeie superbă. Să mai mergem. Hai, că vreau mai... și un sos. Hai să vedem. Hai, zi-o pe asta. Hai, mă. Da, știu! Zi. Da, astea îți dau recente, așa. Zi. Recente. Păi, de exemplu, Abel Mocanu. Nu, mă, nene, ce-i pe la radio? Dar știi cine e Abel Mocanu? Abel Mocanu? A? Nu. Ceva de știți? Pe YouTube? Știe cineva? Cineva nu. De pe YouTube? Da. Dă-i un play puțin. Vrei să-i dăm Abel play? Mocanu? Dă-i așa la jumatea piesei. Dă-i un play puțin, te rog eu. Stai să căutăm. Așa, zi mai departe, că mai trebuie să zici acolo. Dar zi-ne ceva așa să... Ce? Ceva așa... Păi să cunoaști, când vezi că nimeni de aici din platou n-a știut. Abel Mocanu, mi-ai dat bloc acum o lună. Ultima da. Piesă, ultima... Mi-ai dat bloc se numește, nu? Cred că se numește Mi-ai dat bloc iubirea mea. Ciu, că vezi dacă poate difuza, că eu știu ce ascultă Coțofană. Nu e... E live. E pe suflet, pe asta. Păi nu, mă, la radio, la... La radio. Se știe nimeni așa, adică îl salutăm pe... Abel. Pe Abel, dar... Cântăreți, cântăreți. Te dai și de gol, citește în gând. Păi nu că eu vreau să răspund la tot. Eu vreau să răspund la tot. Că vrei să mănânci și iute. Ți-am spus unul. Zi. Gata, știu. Zi. Mănânc iute. O să mănânc iute, îți zic. Zi. Și o să mănânc iute. Am zis... nu, ăla nu se pune, că ai zis că nu da. E la radio. Nu, așa da? Cum era o altă întrebare atunci. Da. Fii atent. Bă, tu ești poliția muzicii și n-ai curaj să zici... Chelu. Chelu? Da. Așa. Asta e unul, da? Așa. M-ai luat prin surprindere. Serios, da? Da, păi tu ai citit asta, adică... Da, da. Și el e aici? Da, na. Da. Așa, zi. Hai, zi. Zic că mai am o întrebare, hai. De la radio zici doar? Da, zi. E greu de la radio. Nu, zi așa, să cunoască lumea. Țancă. Țancă? Da. Și mai trebuie unul, da? Da, Țancă, Chelu și... Și... În funcție de care, cum îmi aleg eu? Nu, am pus acolo. Ai eu, pus da. Deja? Zi. Și? Mai zi să-i zic. O rupem. Da, sigur. Mănânc, citești? Da. Țancă, Chelu și... zi repede. E greu ce mi-ai dat aici. Țancă, hai să o citim. Și... Hai, repede. Rămânem pe două persoane? Două, lasă bine, două, așa, hai, că două astea mi-au venit. Și cine ai să o citim? Nu o citim. Chelu și Țancă. Perfect, mai e încă una aici. Trebuie să le mănânc la final? Pe, sau... Nu, acum. Acum? Acum, rapid, pac. Și citești întrebarea asta. Deci, Chelu și Țancă, mm-hmm. nominalizați de prietenul nostru, Coțofană. Mm-hmm. Hai că nu-i uite. Hai văzut că am fost plâns. E ok. Da, pe chiar e. De mai mult sărat. Da. Mă scuzați că vorbesc cu grap din ăla. Ai ceva mai iute? Nu, nu mai e. Nu mai e iute, nu mai e iutele cum era odată. Da! Știu. Zi. Cel puțin.
Da. Bun. Primul nume. Hai. Va fi Laura. Laura, nu cred. Bă, ce bandit ești. Laura? Da. Și, auzi, acum a început să simtă, ha? Și? Și al doilea nume. Da. Ar fi. Ar fi. Zi. Al doilea nume. Da, mă, zi. Stai să mă mai gândesc așa un pic. Bă, e greu când... Da, e adevărat că și-am pus pe scaunul ăla cu sosurile și nu e ușor să tine repede răspunsurile. Deci am zis Laura, nu? Da. Și? Laura. Haide că trebuie să vină și Keanu. Bate și... la... Vine, vine, nu? Da. Keanu Reeves? La... Poate Keanu vine. Că Keanu Reeves nu cred că i-ai luat un bilet din America. Adică... Da. Așa? Da. Cea de-a doua, cel de-al doilea nume am pe care îl voi că trebuie să fie asumat zi. Păi sunt, nu? N-am, da, ce n-am spus? Zi. Și al doilea nume? Și al doilea nume va fi... Zi. Joe. Nu cred. Nici eu, mă, dar am zis doar așa. Hai, mă citim sau mănânciute? A? Mănânciute? Mănânciute, da. Mănânciute. O joacă. Deci Laura și Joe Ciucă, ce au în comun cu Coțofană? Rămâne să aflăm. Păi cum să aflați? Într-o ediție următoare. Nu, aflați, înghit, îmi pun sos pasta și înghit. Deci Laura și Joe. Laura și Joe, amândouă sunt blonde. Amândouă sunt blonde, amândouă sunt superbe. Și mâncăm, iute, mănâncă, iute, mănâncă, mănâncă. Dimineață, când o să te trezești sărsănilă, motanul tău nu o să înțeleagă de ce ești atât de mult plecat din cameră. De agitatul. Ce-a făcut? Bun, foarte bun. Bun, nu? Mm-hmm. Coțofană, să ai baftă pe Coțofană. Îl găsiți pe Instagram, pe Facebook și îl găsiți pe YouTube. Poliția Muzicii a încărcat din nou un video după 3 luni de pauză. Seara, mâine. De seara, mâine? Azi l-am filmat. Azi ai filmat, ok. Mm-hmm. Poliția Muzicii, căutați-i pe YouTube, o să vă placă foarte tare ce faci acolo. Iar noi, oameni buni, continuăm emisiunea după o scurtă pauză, una foarte scurtă de publicitate. Imediat ne întâlnim și cu Ceanu în câteva clipe.